De câte știi vă așteptați? La toate sunt aceștia. Da. Să prindeți rând în față sau? Păi da. Să prinde rând, nu vedeți, sau nu ne lasă. Venire pe poliția și ne deteră că să ne trăgem pe mărginii mașinii. După o iarnă de muncă, acest cioban vine la târg cu 100 de miei. Bărbatul s-a așezat la rând încă de duminică pe zi și a rămas toată noaptea în stradă, în frig, pentru că astăzi să prindă un loc în față și să aibă vânzare bună. Au fost ciobani care au stat la rând și 24 de ore și au dormit în mașini. Pentru un spațiu cât mai bun, în târgul autorizat pentru sacrificare. Ia uite, de la ora 6 sunt de azi dimineață. Ce să facem? Asta este. De ce stați de la 6? Păi de ce să facem? Să ne apucăm noi loc, să dăm și noi miluștii ăștia care avem. Asta este de vreo. Veți avea 24 de ore până mâine dimineață. Păi 24, sunt bolnav, vai de viața mea, picioarele, țapene. De la 2? Da. Și până când? Până la Paști. Până mâine dimineață? Până mâine dimineață vă ne dă drum, piață. Da. Și restul să vedem. Până la Paști, până la un ultima zi. Până sâmbătă. Nu este greu să stați noapte, e frig aici, este... Asta este meseria, ce să vezi. Când vine vorba de preț, crescătorii de oi spun că speră că anul acesta să nu scadă sub 20 de lei pe kilogram, pentru că altfel nu ar mai scoate un profit. Anul ăsta sunt miei, iarnă grea a fost, ne-am pățit. Și scap mici miei? Miei în cam mici a fost, nu mai este. N-au ce primăvara rana, n-au iarbă, nu mai sunt cum a fost. Anul trecut a fost la 1 mai. La ce preț vă gândiți? Păi na, noi zicem de 20 de lei, da. Dar cine știe cum o fi? Profit nu se scoate în cheltuiere, profit nu e vorba, nu stai profit. La iarna care a fost nu e vorba de profit. De a fost iarna grea. Deosebit de grea și toamnă fără apă, fără umiditate, fără iarbă. Cum sunt miei? Sunt la jumătate față de anul trecut. Ciobanii spun că iarna a fost grea, iar Paștele este mai devreme, iar miei sunt mai mici anul acesta, ceea ce înseamnă că ar putea fi și mai scumpi.